Fraților și surori, din 2 Corinteni, din capitolul 7, cu versetul 10, aș avea și eu câteva gânduri bazate pe acest verset și îl citesc. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii aduce moarte. Și vreau să aduc în fața dumneavoastră o temă care are două valențe, una bună și una rea, și anume vinovăția. Există o vinovăție a pocăinței, o vinovăție bună, pozitivă, pe care ne-am dorit-o fiecare să o avem, dar există și o vinovăție a morții. Observați ce scrie aici, întristarea lumii aduce moartea. Întristarea este bazată pe ceva, pe o vinovăție, pe ceva care este ascuns în noi. Ori atunci când întristarea este generată de Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, această vinovăție ne duce spre pocăință și spre mântuire. Dar, dacă este generată de lume, de păcat, de diavolul, atunci să știți că aduce moartea. Haideți să ne uităm puțin în Scriptură la ce înseamnă vinovăția pocăinței și vinovăția morții, așa le-am numit eu. Sigur, sunt două tipuri pe care le-am extras de aici din textul nostru, dar mai există un al treilea tip de vinovăție și o numea cineva vinovăția civilă și asta este în zona gri, este interpretabilă. Câteodată poate să vină pe baza ei o vinovăție a pocăinței în care tu să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu și să te mărturisești și să scapi, sau poate să vină o vinovăție care să te ducă spre moarte spirituală. De exemplu, vinovăția civilă, spun așa, un caz. Legile țării noastre pedepsesc pe cei care încalcă regulile de circulație. Sigur că aceste reguli sunt bune și ne pot duce spre o vinovăție a pocăinței, să ne pocăim de viteză prea mare sau de trecut pe roșu și așa mai departe. Dar când se legiferează avortul și noi citim în Biblie și domnule, este lege, ce facem atunci? Respectăm legea că așa au dat cei mai mari din țara noastră legea? Bate la porți legea asta cu acceptarea persoanelor de același sex în căsătorie și așa mai departe. Și ce facem noi? Acceptăm sau nu acceptăm? Observați că e zonă gri aici și este foarte interpretabilă această zonă. Am întâlnit chiar cazuri în familie din cauza unor interpretări ale părinților, a unor versete biblice, a unor păreri ale altora, s-au generat niște conflicte și pe baza lor au fost persoane care au ajuns la vinovăție de moarte, la o boală, pur și simplu, putem să o numim vinovăție psihologică. Și au ajuns acolo, pentru că părinții n-au fost atenți cu persoanele în cauză. Pot să vă spun chiar caz concret, eram în misiune undeva departe și am întâlnit un frate, l-am întrebat din ce zona țării este, mi-a spus localitatea și zic, eu am fost acolo. Și zic, știu unde am fost. Zice, unde? Într-o familie în care au murit odată 4 copii. Și s-a schimbat la față. Și zic, știi familia? Zice, da, frate, o știu. Știi mai multe să-mi povestești? Da, frate, știu. Și mi-a povestit. Eu știam întâmplarea, dar am auzit-o de la el în direct. Tatălui a plecat cu o mașină, cu rabă, să aducă pietriș, că lucra, și a luat 4 copii cu el, plus 2 din vecini, se ducă să se joace pe malul apei, pe marginea apei. Mama n-a vrut să-i lase pe cei 4 copii în ruptul capului. Și fratele ăsta cu care eu discutam, care s-a schimbat la față,
A început să sufle mai greu și a zis, eu am lămurit-o pe mama să-i lase pe frații mei, erau frații mei. S-au dus, au intrat în apă, au intrat într-o groapă mare sub apă și duși au fost 4 din familia noastră, 2 din familia de dincolo de noi. Și erau pocăiți toți, familii de pocăiți. 6 sicrie într-o zi, în fața a 2 case, jale multă, și zice, eu toată viața m-am auto-învinovățit din cauza asta. Frate, zice, nu pot să dorm noaptea, am insomnii, mă trezesc brusc, urlu, strig și nu știu ce să mai fac. Pentru că mă urmărește un duh de vinovăție. Uite, este zona gri. Și aluneci în vinovăția aceea psihologică, pe care nu o dorim la nimeni, vinovăția morții. Un copil s-a întâmplat în America undeva, 7 ani avea. Fuge în stație la autobuz, maică s-a strigă, băi, nu ți-ai luat haina, o să fie frig. El zice, lasă-mă în pace, mă grăbesc, scapă autobuzul și fuge. Și tata fuge după el să-i dea haina. Și pe drum, copilul deja în stație, se uite, vede scena, tatălui alunecă pe o piatră, cade, dă cu capul de bordură, ajunge imobilizat la pat și în scurtă vreme moare. Și copilul ăsta din momentul morții tatălui lui n-a mai fost în stare nici să învețe, nici să răspundă la alții cu afectivitate. A fost un om morocănos, un om problemă, un om care a ajuns pe la ospicii și pe la spitale. De ce? Vinovăție care duce la moarte. Și Biblia vorbește despre lucrurile acestea, fraților și surori. Și aș vrea să facem așa, bine, este și caz pozitiv, că nu vreau să mă duc în latura aceea pesimistă. Fratele Zac Ponan din India, din Bangalore, spune el că într-o zi soția lui, luând hainele copiilor să le ducă la spălat, găsește în buzunarul fiului lor un bilet de film. Copilul a fost la film. Filmul n-a fost tocmai frumos, sau tocmai în parametri scripturali, că a fost un film deșucheat, un film cu probleme psihice pentru mulți. Și imediat mama s-a dus și a zis, cum ai putut să faci lucrul acesta? Nu ți-i rușine, te-am crescut, așa, așa, cum pun eu mamă suflet? Și merge și spune la soțul ei, uite aici e biletul, copilul ți-l trimit sus, fă ce vrei cu el, eu nu mai știu ce să fac. Și copilul intră în biroul tatălui lui, care studia Scriptura ca să predice la biserică și își făcea predica și se ruga și era în părtășie cu Domnul și intră așa răzvrătit și cu umerii sus și cu pieptul în față. Las că îi spun eu la tata, numai să mă ia la rost. Și intră acolo, aștepta ca tata să-l mustre, să strige la el, poate chiar să-i tragă câteva palme. Și se uită la tata, măi, ce face tata de nu vine să mă ia la rost? Și când îl privește mai cu atenție, tata cu capul pe birou plângea. Zice copilul, în momentul acela mi s-a topit toată neascultarea și toată răzvrătirea. Și din momentul acela am știut că există un Dumnezeu care îl are tata. Copilul s-a pocăit și a devenit evanghelist. De ce? Uite, există cazuri și cazuri pozitive de părinți care știu, și nu numai părinți, o să vedem imediat. Haideți să ne uităm puțin vinovăția pocăinței și vinovăția morții. Care este diferența între acestea două? Mai întâi ne uităm la cauze. Deja m-am mintit această cauză, prima, un trecut cu amprenta omului, să zicem, a lumii, a păcatului, a lucrurilor. Un trecut cu amprentă murdară poate să fie în vinovăția morții. Sau poate să fie un trecut cu amprenta Duhului Sfânt. Îl aduci la dispoziția Duhului Sfânt. Și 2 Corinteni 7 cu 8 spune, măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu îmi pare rău. Ați avut un trecut și eram murdar și erați vinovați. Dar eu v-am trimis o epistolă, un cuvânt din Scriptură v-a vindecat inima. Uite, poate să fie o cauză asta a unei vinovății bune, a pocăinței, care te apropie de Dumnezeu. Un trecut cu amprenta Duhului Sfânt. Dar poate exista un trecut cu amprenta, spuneam, a omului firesc, a lumii, a păcatului, a lucrurilor.
Și aici putem să spunem despre părinți cu standarde prea înalte în dreptul copiilor lor, părinți care să vină și să le spună: nu ești în stare să ajungi aici, eu aici te-am vrut, n-ai ajuns aici, ești un ratat. Și copilul acela crește toată viața cu gândul: sunt un ratat, că așa mi-a zis tata sau mama. Să fim foarte atenți, fraților și surori, la partea aceasta, părinți cu standarde prea înalte. Plus, gândiți-vă, am întâlnit cazuri de genul acesta. Din cauza acestor standarde prea înalte, copilul trăiește într-o continuă tensiune psihică, psihologică, și ajunge la un moment dat să se gândească că din pricina lui, din cauza lui, se întâmplă toate lucrurile rele posibile. Am întâlnit oameni de genul acesta. S-a întâmplat un accident. Vai de nu eram eu aici, ce bine era! Că sigur Dumnezeu s-a uitat la mine, eram un ticălos, un vinovat, un păcătos și a lovit pe toți. Vai de mine de nu eram aici. Uite, din cauza unor standarde înalte pe care le-au stabilit unii părinți, sau nu numai părinți fizici, ci și părinți spirituali, putem să spunem, un copil poate să ajungă la o vinovăție a morții. Putem și aici să spunem, iarăși, de copii care îl văd pe tata că ajunge el la un standard foarte înalt, și lor Dumnezeu nu le-a dat capacitatea în domeniul acela. De exemplu, la tata îi place foarte mult să citească, dar la copil îi place mai mult să lucreze, lucru manual. Și atunci el ajunge frustrat, vinovat sau se auto-învinovățește din cauza că nu poate să facă exact cum face tata și chiar așa de bine cum face tata. Și sunt multe cazuri și nu vreau să insist. Spuneam, prima cauză, un trecut cu amprenta, fie a lucrurilor create, așa putem să le punem pe toate aici, fie a Duhului Sfânt. Când vine Duhul Sfânt și îți pune trecutul în față, fie printr-un cuvânt din Biblie, fie printr-o cântare, fie printr-o rugăciune, aprinde el cumva lumina, atunci ajungi foarte, foarte, foarte bine, ajungi la mântuire. 2. Pe lângă trecut și legat de acesta este și o conștiință cu amprenta lucrurilor create sau o conștiință cu amprenta lui Dumnezeu. Conștiința este vocea lui Dumnezeu în om, este acel telefon care sună și când îl ridici la capătul celălalt se aude: alo, aici e Dumnezeu. Aceasta este conștiința, este cugetul. Ori atunci când noi stăm înaintea lui Dumnezeu și ne analizăm, e extraordinar. Vine Duhul Sfânt și ne luminează cugetul. Spune Apostolul Pavel în Romani 9, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor că fac cu tare, cu tare, cu tare lucru. Era un cuget luminat, o conștiință luminată de Duhul Sfânt. Dar există conștiință care poartă amprenta lucrurilor create și aici putem să aducem tehnologia de astăzi. Câți oameni sunt bolnavi toată ziua cu telefonul în mână, fraților și soror, cu tableta, cu cine mai știe câte. Și nu-l știi bietul de el, altă dată nu știa să lege două cuvinte, acum a uitat total alfabetul limbii române, nici măcar alfabetul nu-l mai știe. Că toată ziua el este cu tehnologia în față și în mână și în minte și în suflet și în cuget și peste tot. Și uite, o conștiință care poartă astfel de amprenta a lucrurilor create este o conștiință vinovată înaintea lui Dumnezeu și vinovăția aceasta duce la moarte. S-a întâmplat aici în Cluj, fraților și surori, și trebuie să fim foarte serioși cu pocăința. O soră a murit stând în fața televizorului. Unde credeți că a mers? În sânul lui Avram, nu? Că stătea în fața televizorului și se uita la o telenovelă, nu? Și a mers direct în sânul lui Avram. Uite ce se întâmplă. Atunci când stai și conștiința ta poartă amprenta lucrurilor create, trebuie ca tu să le stăpânești, cum i-a zis Domnul lui Cain, păcatul pândește la ușă, tu stăpânește-l, e ca un câine, leagă-l în lanț și du-l în cușcă, nu lăsa să intre în casă și să fie el stăpân în casa ta. Domnul să ne ajute la aceasta, fraților și surori. Foarte importantă tema aceasta, cel puțin pe mine mă mișcă, m-a mișcat. O a treia cauză este o influență. Influența complexului de inferioritate sau influența smereniei adusă de Duhul Sfânt.
Și aici e mare diferență. Ai un complex de inferioritate. Ai ieșit în lume, alții au haine mai frumoase ca tine, minte mai sclipitoare ca tine, memorie mai bună ca tine și așa mai departe. Și imediat începi să te compari cu ei și zici, vai, eu sunt așa de slab, sunt sărac, așa, așa. Și începe complexul de inferioritate să te apese tot mai jos. Mefiboset în 2 Samuel capitolul 9, când a ajuns în fața lui David, știți cum s-a autodenumit? Un câine mort. Dar el era om, nu era câine. Dar așa de rău s-a văzut în comparație cu alții. Un om fără picioare, măi. Măi, un câine mort nu mai mișcă. Așa și eu ca el. Măcar de-ar fi viu, ar mișca. Avea 4 picioare și nici măcar 2 picioare n-am să mă târăsc cumva. Dar nu pot. Sunt olog. Și s-a văzut un câine mort. Influența complexului de inferioritate. Când te compari cu altul. Dar să vedem influența smereniei lucrată de Duhul Sfânt. Versetul 7 din 2 Corinteni, capitolul 7 și apoi versetul 11, zice în versetul 7, el, cine, Tit, ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, lacrimile voastre, râvna voastră pentru mine. Versetul 11, întristarea aceasta voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi, cuvinte de dezvinovățire, mânie, frică, dorință aprinsă, râvnă, pedeapsă. Toate acestea erau orientate pozitiv, fraților și surori. Nu erau ei nervoși, mânioși, că zice ce mânie, mânioși pe fratele, pe sora, frică, să le fie frică de diavolul, nu? Sau dorința prinsă să facă prostii, nu? Erau toate orientate în sens pozitiv spre Dumnezeu. Frământare, cum să mă pocăiesc? Cuvinte de dezvinovățire, iartă-mă Dumnezeule, primește-mă înaintea ta. Mânie contra păcatului, frică de Dumnezeu, dorința prinsă să-L slujească pe Dumnezeu, râvnă să meargă pe calea Domnului și pediapsă acolo în mijlocul bisericii unde era curvarul din Corint. Observați că toate aceste lucruri au generat o vinovăție, dar vinovăția era a pocăinței. Mergem mai departe și haideți să vedem efectele vinovăției. În vinovăția morții există autocondamnare și fără rezolvare. În vinovăția pocăinței există condamnare, vine altcineva și ți-o face și rezolvare. Gândiți-vă la Iuda, vânzătorul, care se autocondamnă. Am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? Și el merge și se spânzură. De ce? Pentru că știe că nu există rezolvare și el se autocondamnă. Ori Petru stă înaintea lui Hristos, Domnul se uită la el. Privirea Domnului, conștiința lui Petru, cântecul cocoșului, mărturisirea și pocăința de afară, toate generează mântuirea lui Petru. Observați, e o vinovăție a pocăinței. Al doilea efect, răzvrătire contra Domnului sau război contra păcatului. Și asta e mare diferență. Când vine vinovăția morții peste tine, te răzvrătești contra Domnului. Cain se duce înaintea lui Dumnezeu și zice, știi ceva? Pedeapsa asta e prea mare pentru mine ca să o pot suferi. Dar nu-i zice Domnului, iartă-mă, te rog, iartă-mă, te rog, șterge păcatul ăla de acolo. Nu, ăsta e un om mândru care fuge oriunde numai să scape de Dumnezeu. De aceea locuiește în țara Nod, adică fugă. Și Domnul zice, bine, îți dau un semn să nu te ucidă cineva și el tot fuge peste tot prin lume. Încă legendele evreiești spun că fugea și copiii făceau cetăți peste el și tot ochiul lui Dumnezeu se uita la el și îl speria. Nu știm dacă a fost chiar așa. Dar uite, răzvrătire contra Domnului. Dar ce să spunem de David cu războiul contra păcatului? Imediat după ce a păcătuit cu Batșeba, spune el în Psalmul 51, Doamne, dacă Tu mă ierți, eu voi învăța căile Tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la Tine. Dar de ce David? Păi am o vinovăție a pocăinței care mă apropie de Dumnezeu și atunci mă războiesc cu păcatul. Un alt efect, un al treilea, este autojustificarea sau justificarea prin jertfa lui Hristos. Așa sunt eu, frate, îmi pare rău. Așa sunt eu, mai rău. Așa ești tu? Da. Atunci de ce te-ai căsătorit? Ca să-ți bați nevasta? Că tu ești mai rău. Trebuia să rămâi singur, că n-aveai pe cine bate. Am citit o istorioare pentru copii. Un iepure și un scorpion s-au întâlnit pe malul unei ape și zice scorpionul, mi-e frică de apă, dragă iepurașule, nu mă iai în spate.
Și bă, da, te iau. Dacă îmi promiți că nu mă muști, nu mă împungi, nu introduci o travă ta în mine. Ce măi, dar ar fi ilogic să fac lucrul ăsta. Gândește-te. Dacă eu te mușc, te împung, te înțep cu spinul ăsta care e în coada mea, să știi că amândoi murim. Și atunci n-are logică. Deci te rog, și iepurele zice mai convins și le ia în spinare. Când ajung în mijlocul apei, iepurele nota de zor acolo și scorpionul mușcă. Imediat, cu ultimele puteri, zice iepurele, dar ce ai făcut, frate, și ce mi-ai zis? Ce îmi pare rău, așa sunt eu. Îmi pare rău, așa sunt eu. Observați? Autojustificare. Și omul nu vrea să se schimbe. Și sunt cazuri de căsătorie, am întâlnit, zice fata, dacă vrei, ia-mă așa, dacă nu, treaba ta. Zice băiatul și eu, ăsta sunt. Și sunt doi care nu vor să se unească înaintea Domnului într-o unitate perfectă, așa cum cere Domnul. Și Domnul zice, îmi pare rău, asta e autojustificare, nu-i bună. Dar justificarea prin jertfa lui Hristos, 1 Timotei, capitolul 1, cu 15, îl avem pe Pavel. Și el spune clar acolo ce a făcut, adevărat și cu totul vrednic de primit de cuvântul care spune Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi e Nero, cezarul de la Roma. Așa a zis. Nu, dintre care cel din tâi sunt eu. Doamne, cercetează-ne să înțelegem lucrul acesta. Și apoi tratamentul. Tratamentul este... tratamentul pocăinței, revelare, recunoaștere, regret, renunțare și reparare. Sunt cinci de re, mâna pocăinței. Dar insist doar pe mărturisire. Există o mărturisire falsă, fraților și surori, și am întâlnit caz. Duhul Sfânt vorbea de mult printr-un vas, printr-o soră de la Războieni și spunea, unii se iartă singuri. Uite așa spunea rău. Și zice, eu nu i-am iertat. Și am întâlnit cazuri. Merge, face păcatul și râzând așa, Doamne, te rog să mă iert. Și merge mai departe. Se gândește cum să-l facă iară, cum să cadă iară în aceeași groapă. Credeți dumneavoastră că acela e un păcat iertat de Dumnezeu când îți bați joc de sângele lui Hristos? Mărturisirea reală, adevărată, este cea din Psalmul 32 în care spune mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate și atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea și am zis îmi voi mărturisi Domnului păcatul meu și tu ai iertat vina păcatului meu. Aceea e mărturisire adevărată. Ori dacă suntem cumva atinși, fraților și surori, de acest flagel al vinovăției psihologice, al vinovăției morții. Așa, din cât ați spicuit dumneavoastră, din ce am spus aici înaintea Domnului și înaintea voastră, haideți să ne pocăim cu adevărat înaintea Domnului. Amin? Aș vrea să ne ridicăm în picioare și haideți să facem o rugăciune de mulțumire pentru seara aceasta, de final, și apoi fratele Cristi Ciortea să încheie cu mulțumire.